Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, bună dimineața! S-a făcut deja de luni, decât un început de săptămână, decât un sfârșit de lună, pentru că numai mâine, nu-i poi mâine, poi mâine intrăm în luna februarie, încă mâine suntem sub auspiciile lunii ianuarie, astăzi o zi de 30, răcoroasă de dimineață, dar nu foarte răcoroasă, suportabilă, răcoarea asta de dimineață, minus 3 grade în termometre de dimineață, cel puțin în zona metropolitană. Se pare că minus 3 grade vor fi și pe parcursul zilei de astăzi, o minimă care va scădea, sau va, cum vreți să fie, se va mai răci așa la noapte, minus 8, minus 9 grade, un cer acoperit astăzi de norișori, dar se pare și ceva soare pe aici pe acolo, așa, ițit de după nori. O zi de iarnă suportabilă, cum spuneam. Se pare că de mâine încolo vremea se mai încălzește, cel puțin asta spun cei de la meteo. Dacă mâine temperaturile vor fi cele diurne, măcar undeva 0-1 grad, depoi mâine încolo vom avea temperaturi de 2 grade și vom urca chiar până undeva pe la 5-6 și chiar 7 grade cu plus până spre sfârșitul săptămânii, și vorbim de temperaturi cu plus și asta pe parcursul zilei. Deci spuneam, se mai încălzește astăzi la final de lună ianuarie, sau mă rog, încă nu-i finalul, că e ziua, e al doilea zi, adică mai e o zi până când va să fie finalul. Spuneam pe principiu, numai azi nu-i mâine, sau numai mâine nu-i poi mâine. 30 ianuarie, o zi mișto. E și zi de sărbătoare. Vasile, Grigore și Ioan astăzi se sărbătoresc. E sărbătoare cu cruce roșie. Dacă din trei variante, măcar una tot găsești, știi? Bă, nu-l prins pe Vasile, îl prins pe Grigori, nu-l prins pe... Bă, cineva tot prins. Dacă nu prins un Ion, știu un Ion care poate fi prins și îl găsești foarte ușor. Nu-i din regie, știu eu un altul care s-a dezbrăcat de haina politică și a îmbrăcat haina administrativă. Sănătate, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Cum a spus că poate fi prins? Poate fi prins, da. Poate fi prins în sensul sărbătorilor, sigur că da. Bună dimineața! Dimineața, gata, da, începem cu glumițe de luni dimineața, numai. Bună dimineața, este un pic de vânt, așa cum le plac celor care, da, celor numai care strănută, numai ce am spus, da. Ioan deja a început cu strănuturi, deja, cu chestii, cu... Da, lucrurile par a fi serioase, așa ca în România, da, nu? Da, începutul, da, 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 început de săptămână, așa cum trebuie, tonic, vesel, da, călduros, da, astfel încât fiecare dintre noi să aibă starea de spirit necesară, fie să-l prindă, fie să nu se lase prins și așa mai departe. Fie să fugă, fie să facă tot ceea ce trebuie să facă. Am văzut, am avut așa un alt weekend plin de evenimente, în sensul că am avut proteste, s-a ieșit în stradă și cel care clămpănea, adică moa, adică je, adică eu, că România nu știe să iasă, România a demonstrat și ieri sau și aseară că știe să iasă în stradă, știe să strige, știe să facă scandal, știe să-și spună păsul. Au fost în București aproape 50.000 de oameni doar în București, cei care au manifestat în toată țara, undeva la 100.000, Sibiul, Clujul, Brașovul, Timișoara, în pole position, să spun așa, sau mă rog, printre orașele unde au ieșit mii, zeci de mii de oameni, chiar în Cluj 15.000 de oameni au ieșit în stradă și au protestat împotriva doleanței, dorinței politicienilor din PSD de a elibera colegii, să spunem, din pușcărie, cei care au ajutat la falimentarea țării și care este mult și care listă este foarte, foarte mare. Foarte lungă în sensul ăsta. Am văzut la un moment dat o listă desfășurată a beneficiarilor acelei grațieri, amnistieri, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, sau cum vom ordenui ei. Și printre cei de acolo am văzut și nume din Suceava, adică să nu credeți că nu sunt acolo și nume din Suceava, nume reprezentative, trei nume și toți trei din PSD. Oh. Incredibil de la adevărat. Era vorba de Mârza, sau este vorba continuare de Gabriel Mârza, de Cătălin Nechifor și de Ovidiu Donțu. Cei care spun, cei care au făcut această statistică, ar beneficia de clemență atunci, dacă vorbim de clemență și în relația cu legea. Spuneam că a fost lume în stradă și asta înseamnă că încă avem șanse, Florin. Bun. Avem șanse. Avem, deocamdată, avem o Românie extrem de ciudată. O Românie
care începe să-și arate adevărata haină, de fapt. Da, am ajuns la, în situația în care trebuie să ieșim în stradă ca să le cerem conducătorilor să protejeze statul pe care îl reprezintă. Am ajuns, sau au ajuns oameni să iasă în stradă, să le ceară politicienilor să se respecte. Să respecte instituțiile pe care le reprezintă, să respecte instituțiile care îi plătesc și așa mai departe. Pe de o parte. Pe de altă parte, asistăm la tot mai mulți români, sau la mulți români, care într-un fel sau altul încep să se identifice cu cei care doresc clemență pentru diverse fapte care, de altfel, în mod normal, sunt incriminate peste tot. În mod voit se fac tot felul de confuzii, se creează tot felul de confuzii. În mod voit apar pe diverse media, pe, în spațiu public, tot felul de scenarii și tot felul de lucruri, care mai degrabă creează confuzie decât lămuresc lucrurile. Probabil ăsta este și scopul de a crea confuzie. De asta, de fiecare dată sau în discuțiile cu foarte mulți dintre amicii mei, confuzionați mai degrabă de tot felul de informații care apar în spațiu public, încerc să reduc la minimum informația, astfel încât puterea de înțelegere a fiecăruia dintre noi să fie cât mai mare. La ce asistăm, de fapt? La un număr important de politicieni care, în baza unor promisiuni privind creșterea de salarii și de pensii, au ajuns în Parlament. Parlamentari, unii dintre ei cu probleme penale dovedite, este cazul domnului președinte al PSD, domnul Liviu Dragnea, care a fost condamnat penal pentru o faptă care are legătură cu serviciu, avea legătură cu serviciul dumnealui de atunci. Omul ăsta, conform instanțelor care l-au găsit vinovat, a furat voturile oamenilor. Deci acest om este demonstrat infractor. Pentru acest lucru a primit o pedeapsă cu suspendare. Are 2 ani de închisoare, pedeapsă cu suspendare. Dumnealui este în perioada de 2 ani, în acel termen de 2 ani, de executare a pedepsei. Dumnealui a ajuns în Parlament. Mai sunt ca dumnealui condamnați cu suspendare, dar sunt foarte mulți care au dosare penale și au condamnări în primă instanță. Nu-i definitiv. Alții și mai mulți sunt bănuiți. Ați folosit și câteva nume de Suceava, care nu se regăsesc, nu au dosare pe rolul niciunei instanțe. Dar sunt tot felul de discuții despre anumite dosare pe care le-ar avea, niște fapte pe care, de care sunt bănuiți că pe care le-ar fi făcut. Da? Care la rândul lor așteaptă la fel o clemență într-un fel sau altul. Ei bine, sub această știu eu, mască, îi spun eu, sau promisiune cu privire la mărirea salariilor și a pensiilor. La un moment dat, acești oameni au pregătit 2 ordonanțe de urgență prin care, prin una, încercau să grațieze niște persoane și niște fapte pentru care au săvârșit niște fapte penale. Grațiere care este un act de clemență în care se dă în fiecare stat. Aici am dus dintr-o dată iarăși discuția într-o zonă care nu mai are nicio legătură cu realitatea. Da, grațieri s-au făcut și se pot face. Nu e nicio problemă cu grațierea, dar acestea sunt individuale. Da, iei dosarul domnului Xulescu, care are 65 de ani, care are 2 copii acasă în întreținere, care a făcut mai bine jumătate de pedeapsă și îl trimitem acasă. În momentul în care faci o grațiere în bloc cum era, pentru faptele de până la 18 ianuarie, că este data care mi-a rămas în minte, nu ai făcut altceva decât să grațiezi pe absolut toate faptele de acolo, să dezincriminezi toate faptele de acest tip. Apoi, s-a vorbit despre amnistie. Ei au mascat, n-au cerut amnistie, ci au cerut modificarea codului penal într-un anume fel. Spre exemplu, abuzul în serviciu este cel dezincriminat, sau ar putea fi dezincriminat, sau cel puțin ar apărea, este o ciudățenie în drept. Adică, dacă furi un ou, nu ești hoț. Ești hoț dacă furi 2 vagoane de ouă. Cam ceva la modul ăsta. Nu este abuz în serviciu dacă prejudiciul tău este sub 200.000 de, sau era o cifră de genul ăsta, și nu mai contează cât. În momentul în care pui un plafon, deja ai diluat ideea de infracțiune. Acum, foarte multe lume așteaptă mai degrabă amnistia
decât modificarea mulți dintre susținătorii demersurilor, cei care au tot felul de schelete prin dulapuri, de la micul funcționar, de la portarul de instituție și continuând cu fiecare funcționar în parte care poate a greșit vreodată, și știe că a greșit și își dorește o amnistie care, Doamne ferește, dacă vine vreodată cineva, să fiu eu curat. Că de asta e așa o susținere în această zonă. Da, pentru că el nu a fost prins. Nu, dar el știe că a făcut o chestie cândva și mai bine să fie el amnistiat. Nu de amnistie e vorba acum, ci doar punctual niște fapte pentru care câțiva lideri politici importanți ar beneficia. Asta da? Este mare. Grațierea. Principalul beneficiar al grațierii este numitul Dragnea Liviu, dar numai în felul acesta, acest domn infractor astăzi, azi e infractor. Dacă se dă ordonanță, nu mai este infractor, este numai bun de prim-ministru. Dar acest domn infractor astăzi, infractor azi, ar fi primul beneficiar și ar putea să aibă niște beneficii, iar cu abuzul în serviciu este fals. Nu e în avantajul micilor funcționari, micilor infractori. Este în avantajul numai a celor mari, care pot să fure mai mult de 200 și de. Da? Acolo e toată treaba. Din punctul meu de vedere, asistăm la o mare infracțiune națională în acest moment. Instigare la abuz în serviciu. Venind în spațiu public și explicând că tu ceri modificarea codului penal astfel încât abuzul în serviciu să nu mai fie incriminat decât de la o sumă în sus, tu nu faci altceva decât să dai drumul la abuz în serviciu până la acea sumă. Stăbânești plafonul. Plafonul la care poți să furi. Pentru că va fi un sprijin mare din partea tuturor funcționarilor normal la un moment dat. Cât, da, dacă îți dă voie prin lege să furi până la o anumită sumă, de ce să nu o faci? De ce să nu o faci, corect. Da? Nu faci altceva decât să instigi, practic, asistăm la, în aceste zile, la niște momente în care un infractor, prin sentință judecătorească stabilit, instigă la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, pentru că acum este incriminat abuzul în serviciu în această formă, dar promițându-le că, printr-o ordonanță de urgență, această infracțiune nu va aduce sancțiuni, pedepse penale celor care o săvârșesc. Și asistăm la niște momente în care tot felul de instituții ale statului, căpușate mai mult sau mai puțin de tot felul de personaje cu tot felul de interese, și te întreb la un moment dat în ce țară trăiești. Auzi tot felul de politicieni care acuză. Acuză instanțele, acuză parchetele, acuză serviciile, oameni din servicii cu legături în politic, acuză judecători, acuză oameni politici, acuză procurori. Dar trebuie făcută precizare că cei care acuză au probleme penale. Dar toți, sunt toți, deci au toți, penale. Toți, dar absolut toți cei care apar în spațiu public și ne prezintă povești, au probleme de acest tip. Corect. Da? Corect. Ascult și nu vine să cred ce ne povestește domnul Ghiță. Domnul Ghiță, care a fost în comisia de verificare a SRI-ului și îmi vorbește de SRI. Domnul Ghiță, lider important al PSD-ului, îmi vorbește despre colegii lui de partid. Apoi, de la SRI, domnul nu mai contează care mulți ani a fost așa. Îl vezi în poze cu domnul Ghiță, care e rău acum domnul Ghiță, dar nu-l prinde pe domnul Ghiță. Îl lasă să povestească. Are dosare, dar nu-i cercetat sau nu-i văzut și tot așa. Și nu înțeleg în ce lume trăim. Mai mult decât atât, Florin, știi, s-a dus undeva mesajul ăsta a plecat așa un picuț, a ajuns desuet așa un pic, sau mă rog, se dorește a fi desuet, pentru că e ceva de genul, hai să ne batem în armatele de oameni care ar putea să iasă în stradă și să facă scandal. E ceva de genul, au ieșit în stradă 50.000 de oameni la București. Păi ce, băi, asta e o problemă, până noi aducem 100.000 de oameni care să protesteze. Ceea ce n-au înțeles cei de la PSD este că, de fapt, nemulțumirea este absolut justificată. Că lor le-au stricat socotelele, asta e o altă discuție. Că noi erau pregătiți pentru așa ceva cu oameni nu care s-au așteptat la așa ceva. Nu s-au așteptat la așa și ceva. Și mai este un aspect, spuneați, încercările disperate din ultimele zile de a politiza aceste manifestări. Corect. Da, a făcut o greșeală Iohannis săptămâna trecută când a ieșit în stradă cu oamenii. A fost o greșeală, din punctul meu de vedere. Poate nu. Pentru că ai dat senzația că este o activitate politică. Ori nu.
Pentru că să nu uităm, sunt destule acuzați în spațiu public și la adresa familiei președintelui. Deci, din acest punct de vedere, nu ai de ce să... Cum sunt, sau problemele de corupție, sunt transpartinice. Nu doar PSD-ul are probleme de acest tip. Că sunt cele mai multe și cele mai vizibile, asta e problema PSD-ului. Pentru că ei l-au ales pe Dragnea să-i reprezinte. Deci în momentul de față, Dragnea, un infractor în timpul efectuării pedepsei, pentru că el trebuie să-și efectueze pedepsa. Acum, la fel ca toți ceilalți. Dar a fost ales, asta este. Dacă vă reprezintă Dragnea pe voi, să fiți sănătoși. Dar mie mi-este rușine. Credeți-mă, mie mi-este rușine să trăiesc într-o țară în care cel mai important partid rezultat din alegeri să fie condus de un infractor, infractor care plătește să-și facă o poză cu președintele altei țări, plătește. Da? El mă reprezintă pe mine, pe mine m-a reprezentat acolo. Cred. Nu numai PSD-ul, nu numai infractorii din țara asta. Da? S-a dus în Statele Unite și a plătit ca să se pozeze cu un alt președinte de țară. Unde e demnitatea țării? A noastră, a românilor. Dar merge acolo să-și faci, plătești să faci o poză cu nu știu cine acolo, să mă arăți mie cât ești de frumos și de deștept. Și după ați văzut poza, de după stâlp, că nu, nu l-a lăsat să facă poza din față, probabil a plătit prea puțin. Da? Și vii și mi-instigi, îmi explici mie că noi suntem o țară de hoți, toți suntem hoți și trebuie să-ți acceptăm ție această situație. Nu, domnule, dumneata ești hoț, dumneata ești infractor. A dovedit-o instanța. Da? Știți ce e frumos? Mă uitam zilele trecute. Alibaba pus da. Peste 19 milioane de să vedeți câtă susținere are din partea hoților obișnuiți. Dar cunoaștem și noi tot felul de infractori din ăștia mărunții, care se identifică cu Dragnea. Să vedeți la cafele, la discuții, dintr-o dată au devenit oameni politici cum susțin grațierea și, și tot. Mă distram la un moment dat cineva dacă și-ar dori de adevăratele să facă o listă cu cei care ar trebui cercetați de acum înainte pentru diverse fapte, să le urmărești reacțiile unora și altora în spațiu public. Cum își doresc amnistia. Deci cei care își doresc amnistia au o faptă în spate. Ceva, sigur. Despre care încă nu s-a știut. Au un schelet da, este ceva acolo în spate. Da, ca strategie, dacă doriți, de curățare a țării de astfel de personaje, e bună. Dacă acum ies la suprafață toți, vedem, sunt în jurul nostru, îi vezi cum le tremură bărbia când vorbesc de domnul Dragnea. L-am văzut, spuneam, atât de îndesuit s-a dus povestea asta, pentru că n-au dus-o încercând să o decredibilizeze și să spună, de fapt, ce se întâmplă așa mult? Adică ce, ne batem în proteste? Cum spuneam, vinim noi, aducem noi oamenii, vin. L-am văzut pe Molicianu și el își dă cu părerea la fel, pentru că are și el problemele lui și mai toți cei care își dau cu părerea au probleme. L-am văzut, iar punem și pe pastorul sufletelor de la Antena 3, de la autostrada 3 pe Gâtea, ieri tot așa zărea cu părerea motivat de același lucru, că dacă am ieșit și noi în stradă, dacă am protestat și noi, nu despre asta e vorba. Este vorba despre oameni care au ieșit în stradă și protestele de aseară aveau legătură doar cu așa ceva. Am văzut opinia de oameni și au spus am ieșit în stradă pentru nimic altceva decât pentru cele două povești care se sunt astăzi în spațiu public. Amnistie, grațiere, despre asta vorbim. Legea trebuie să triumfe și cu asta basta și trebuie respectată, indiferent de numele pe care l-ai. Călughiță nu-i convine să meargă la Mititica. Bănuiesc că nu. Are o coșarcă de milioane toate furate din toate șmenuite din spațiul public, sau mă rog, din banul public și nu-i convine să meargă la Mititica. Normal, un Voiculescu care de-abia așteaptă să iasă afară, un Dragnea care vrea neapărat să ajungă premier și trebuie neapărat să-l albească și nu folosește niciun fel de detergent politicianul care astăzi, acum la guvernare, vremelnic la guvernare, pentru că mai trebuie spus un lucru, știi? Au început foarte prost această guvernare, pentru că cred că e unul dintre primele guverne care a început să guverneze și sub auspiciul protestelor în stradă și proteste masive în stradă. Dar mai e un aspect foarte interesant și tot zilele astea. O să vorbim și despre Suceava, pentru că sunt câteva titluri, sunt câteva lucruri interesante despre Suceava și despre pregătirea bugetară a județului Suceava pentru anul de grație 2017 și ce au făcut, sau mai bine zis, ce n-au făcut politicienii aflați la putere pentru județul Suceava. Și că sunt lucruri așa contradictorii și declarative venite de pretutindeni. Haideți să vă spun un lucru despre cine este secretar de stat numit de către premierul Grindeanu
la Ministerul Culturii, la Culte și Identitate Națională, că așa numește. Culte și Identitate Națională. Este fiul ratat al marelui Ion Voicu, fiul, că nu se poate spune altfel, fiul ratat, omul care n-a făcut nimic altceva decât să arunce cu o pată peste tot ce a însemnat cariera extraordinară a unui părinte care și-a dedicat viața, același a dedicat viața artei, culturii, e vorba de violonistul Ion Voicu. Tatăl, spuneam, progenitorii Mădălin Voicu, Medelin, cunoscut acest Medelin care este cercetat actualmente pentru spălare de bani. Stai ca să dau așa, ca să nu dau, adică fără să știu ce spun, știi? Cam să uit ceva din ce... Ci că fostul deputat, e vorba de Medelin Voicu, acuzat de trafic de influență, falsă declarație, spălare de bani și folosirea influenței unor autorități în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase neocuvenite, a fost numit de către premierul Sorin Grindeanu în funcție de secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale. Nu suntem noi tari. Nu, asta e țara. Nu pentru asta au ieșit oameni acum în stradă și fac scandal. Cum adică, bă, tată, n-ai găsit unul care să fie reprezentativ, l-ai pus pe Medelin Voicu, omul care are o problemă legată de spălare, de bani, de tot felul de alte chestii. Acest personaj e singurul care putea să reprezinte, să ne reprezinte, pentru că asta face el acolo în Ministerul Culturii și Identității Naționale? Păi, super tari suntem, frate! Pe modelul, super tari! Pe modelul președintelui dumnealui de partid va ieși și mâine domnul Mădălin Voicu și va spune că este cercetat în mod abuziv și neconstituțional. Cum a spus domnul Dragnea la un moment dat despre sentința prin care a fost condamnat penal cu suspendare la 2 ani. Da, așa a spus, că o sentință nedreaptă și profund neconstituțională. Păi nu jignești tot sistemul juridic din România? Toți judecătorii și toți procurorii din țara asta nu sunt interferiți cu această declarație? Or fi unii și alții care fac și tot felul de nefăcute. Prinde-i pe ea, creează un sistem care la un moment dat să-i elimine din sistem pe acești oameni. Dar să spui despre toți acest lucru, nu-ți bat joc de toți? Or fi și printre judecători și printre procurori lichele. Perfect de acord, așa cum sunt în toate breslele, lichele. Dar creează mecanisme care să elimine lichelele din sistem. Asta e treaba politicienilor, administratorilor de sisteme, dacă vreți. Da? În momentul în care tu vii și povestezi despre acest lucru, dai apă la moară tuturor infractorilor, indiferent ce au făcut, că au dat în cap, că au violat, indiferent ce au făcut, că au tâlhărit, dar se pun în același rând cu tine, infractorul. Toți își doresc același lucru. Da, or fi abuzuri din partea sistemului judiciar, or fi abuzuri ale serviciilor, or fi. Dar asta este datoria voastră, să faceți, să creați anticorpi în sisteme, care să identifice și să elimine aceste probleme. Corect. Asta e treaba, pentru asta ați fost aleși. E adevărat, și pentru creșterea salariilor și a pensiilor. Care, creștere, da. Care se pare că deja ușor, ușor a început să intre în colaps. Dacă până la 11 decembrie trecut vorbeau despre faptul că va fi lapte și miere și vor da și vor face și vor da și vor face, n-au reușit până acum să adopte bugetul. Ei care erau pregătiți în secunda 2 adoptau bugetul. Mi-aduc aminte de un Dragnea care povestea, păi nu am intrat noi acum, că dacă am intrat buget, aprobăm, pac, mergem. Nu, miercuri dimineața, nu era așa, miercuri dimineața aprobăm. Noi suntem la partid ca să aprobăm bugetul miercuri. Totul nu plecau nicăieri, în concedii, nu plecau nicăieri. Se termină ianuarie și nu avem buget. Noi nu avem buget, încă nu avem buget. Bașca mai este și o problemă legată de modul cum au construit bugetul și cât de bine l-au fundamentat. Dar asta vom vedea noi după. Acele măsuri pe care ei le contestau foarte tare și spuneau despre măsuri că nu sunt drepte, că sunt nedrepte, că nu trebuie, că trebuie. Vă aduceți aminte, era vorba de tichetele de masă. Nu se dau tichete de masă nici în acest an. În general, nu se dau, se vorbește de etichete de vacanță de undeva, poate din 2017, adică de pe la jumatea anului, dacă se vor da. Și sunt foarte multe lucruri care intră ceva în, deja au intrat sub marea cupolă al lui IF, dacă vom vedea. Cert este că lucrurile stau un picuț altfel.
Am văzut unde au plecat bani, unde pleacă bani în continuare și nu, n-au plecat către învățământ așa cum ați fi, cum au promis în campanie electorală. N-am văzut bani, spre exemplu, în proiecția bugetară sau în proiectul ăla de buget pe care ei și l-au propus. N-am văzut bani pentru spitalele regionale. Vă aduceți aminte, se făceau spitale regionale, 8 spitale regionale care trebuiau să facă și să dreagă. Nu există așa ceva, nici măcar un sfânt. Dar dacă ar fi să discutăm despre bani, o să discutăm în partea a doua despre bănuțul care ar trebui să vină la Suceava, în județul Suceava, și care, din păcate, ajunge foarte, foarte greu. Sau chiar aproape deloc. Pentru că la Suceava avem investiții. Avem investiții, am văzut săptămâna trecută, doar pe Virginel Iordache, care povestea de faptul că vor veni bani. Numai că domnia sa, am senzația că n-a citit bugetul și n-a văzut la capitolul investiții dacă vin sau nu bani către nevoile Sucevei, nevoile în infrastructura Sucevei, dacă vreți. N-am văzut, n-avem certitudini legate de șoseaua de centură a municipiului Suceava, dacă va primi finanțare sau nu. N-avem certitudini dacă vorbim de șoseaua de centură a municipiului Redăuți. N-avem certitudini despre ce se va întâmpla în continuare la, la pârtia deschide, la Câmpul Moldovenesc, o investiție care mai are nevoie de foarte puțin și care, definitivată, terminată odată, va schimba cu siguranță în bine fața turismului din Suceava, fața zonei pe care o va reprezenta. Și spun și de ce. La un moment dat, vorbind despre ce se întâmplă în perioada asta și câtă adresabilitate există către zonele astea cu pârtii, cu schi, cu, nu știu, cu zone de divertisment pentru așa ceva, da? Am vorbit cu primarul de Vatra Dornei, cu domnul Boncheș. Urmează zilele... Da, zăpezii sau ceva. Da, sărbătoarele zăpezii, sau cum se cheamă povestea asta, da? Care vor avea loc în 5 weekenduri. Îl întrebam la un moment dat, și bun, cum e povestea? Adică să înțeleg și eu, cum e bă la Vatra Dornei? Cât e de extraordinar la Vatra Dornei? Adică cum e emulația legată? Și mi-a spus, domnul, la Vatra Dornei nu găsești un loc de cazare, poți să omori pe careva. Îmi zice, am eu probleme, pentru că sunt tot felul de lucruri pe care trebuie la un moment dat. Nu găsești loc de cazare. Nu găsești un loc unde să poți caza pe cineva și asta pentru că adresabilitatea către Vatra Dornei e una foarte mare. Lumea vine la Vatra Dornei pentru că are pârtii de schie și pentru că e zăpadă și pentru că e frumos și pentru că asta se întâmplă iarna. Ne distrăm, ne simtem bine, ca să zic așa, să fim pe înțelesul și al lui Medelin, da? Folosind acest statu, zăpadă, iarnă, pârtie și așa mai departe. Deci e un lucru care se vede că este pozitiv. Întrebarea mea este simplă. L-au văzut și guvernanții, cei de la București, l-au văzut și cei care reprezintă puterea de aici, din Suceava, și care nu este puțin, ca să fac referire doar la cei nouă. Cei nouă, pentru că vorbim deja despre 5 deputați de la PSD și cu 2 senatori, care sunt 7, da? Și să nu uităm deputatul și senatorul ALDE, care sunt parte în arcul guvernamental și în arcul puterii, care duc deja către 9 cifra celor care ne reprezintă. Dacă mai punem și minoritățile, deja suntem undeva departe, mai ales că avem 2 reprezentanți, mergem către 11 oameni care ar trebui să ne reprezinte interesele atunci când vorbim de buget, de bugete și să bată cu pumnul în masă, să arate că de fapt la Suceava se poate, indiferent care e numele care vremelnic conduce într-un fel sau altul județul Suceava, nu contează, contează doar ceea ce ar trebui să se întâmple în județul Suceava. Din păcate, nu se întâmplă așa. Sau probabil nu se va întâmpla. Dar discutăm pe îndelete despre bugete și proiecții bugetare și cât de încărcate vor fi bugetele și cât de așteptate sunt bugetele, pentru că e o așteptare foarte mare. Vorbim după publicitate. Revenim.